Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie 2021. Nu uitați să ascultați cele patru părți cu cele mai importante previziuni ale anului 2021, pe fiecare zodie în parte existente acum pe YouTube, ca să înțelegeți mai bine și să puteți face conexiunile mai ușor. Evenimentele astronomice și astrologice importante le găsiți tot în primele părți ale previziunilor pe 2021, așa că nu mai insist pe ele. Dar o să vă spun așa la modul general că februarie este un fel de înfruntare de energii pe semn de Taur cu cele de Vărsător. Pe 1 februarie Venus intră în Vărsător și asta înseamnă că avem cam 3 săptămâni timp să ne revizuim relațiile. Tot atunci avem o cuadratură între Soare în Vărsător și Marte în Taur, care ne dă mai mult curaj și mai multă determinare, dar și orgolii pe măsură. În prima jumătate din lună avem 5 planete care se înghesuie pe semnul Vărsătorului, adică Soarele, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn. Această aglomerare de planete ne aduce non-conformism și aderarea la niște grupuri care ne împărtășesc valorile și dorința de progres. Apoi, la sfârșit de primă decadă de februarie, Mercur retrograd creează o tensiune în plan mental, fiind pe cuadratură cu Marte în Taur. Este o perioadă în care noi trebuie să găsim soluții care să ne asigure progresul. Apoi, în jur de 13, Mercur retrograd face conjuncție cu Venus și asta ne dă imbolți spre discuții pe cercuri de socializare. Pe 14, Marte în Taur face sextil cu Neptun în Pești și asta ne aduce acțiune plină de inspirație și de flair. Apoi, pe 17, cuadratură între Saturn și Vărsător cu Uranus în Taur, ceea ce ne dă impuls spre progres. În jur de 20 avem Venus în cuadratură cu Marte și asta aduce presiuni pe relații pe motive financiare. Pe 21, Mercur își reia mersul direct și asta ne aduce percepții mai clare și mai multă libertate de mișcare în proiectele noastre. Pe 25, Venus intră în Pești și asta ne vorbește despre dragoste, sensibilitate sau empatie în relații. Tot în jurul acestei date este un trigon făcut de Marte cu Pluto și asta aduce o energie de mobilizare fantastică. Cumva să ne depășim limitele în rezolvarea celor propuse. Sigur că pentru fiecare dintre elementele astrologice amintite, pentru fiecare zodie în parte, are altă semnificație. Va fi pe câte o casă diferită și atunci va avea alt impact asupra voastră. Le voi menționa acolo unde ele sunt cu adevărat importante pentru zodia respectivă. Înainte însă de a începe prezentarea pe fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysteriouspedia găsiți materiale speciale, altele decât pe YouTube, fără reclame și cu doar 1 euro pe lună puteți avea acces la ele. Acolo veți găsi ritualuri antice astrologice, puteți beneficia de astrograme la prețuri speciale, astrograme medicale, sinăstrii, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe aceste domenii. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie pentru fiecare zodie în parte. Haideți să vorbim despre Săgetător și cei cu ascendent în Săgetător. La voi, dragii mei, toată acțiunea se întâmplă pe casa astrală 3, care este casa comunicării. Planurile vieții guvernate de casa 3 sunt comunicarea orală și scrisă, studiile, gândirea, ideile, întâlnirile, relațiile cu vecinii, cu frații, cu cei apropiați în general, deplasările pe distanțe scurte, excursiile, cunoașterea, lectura, conferințele, discuțiile și conversațiile. Să nu uităm că Mercur este încă retrograd, așa că planeta relaționării va aduce o energie de încetinire, de poticnire în sfera relațiilor. Astfel, prima jumătate de lună nu este cea mai puternică din punct de vedere energetic pentru noi decizii, noi contracte, noi relații. Trebuie să așteptați până pe 21, când Mercur intră în mișcare directă, ca să rezolvați toate acestea. Pe 1 februarie, Venus, planeta afecțiunii, intră pe energie de Vărsător pe casa voastră 3
cea care ne vorbește despre gândire, învățare, predare, comunicare, capacitatea noastră mentală de a învăța, dar învățarea asta este la nivel elementar, de începător. Mai poate fi vorba de citirea unor contracte de vânzare-cumpărare, casă, mașină, negocieri, editarea de website-uri, de cărți, de manuale. Venus aduce în aceste domenii energia sa frumoasă, armonizând totul în jurul ei. Fiind pe energie de vărsător, vorbind despre socializare, lumea largă și tot ce reprezintă ea pe termen lung. Tot pe casa 3 are loc și un frumos stelium, adică o aglomerare de planete în aceeași casă astrală. Și este cu atât mai puternic dacă Soarele face parte din aceste planete. În cazul nostru, da, vorbim despre Venus, Soare, Mercur încă retrograd, Jupiter și Saturn. Steliumul aduce o concentrare de energie fantastică pe talent, ingeniozitate, motivație, sensul unui scop. Toate planetele care alcătuiesc steliumul își unesc practic energia și acționează ca o singură forță și dau o accentuare pe atributele casei pe care o ocupă, în cazul vostru casa 3. Așa că este obligatoriu să trageți niște foloase din această aglomerare de planete. Și ca și când nu ar fi suficientă această mare energie concentrată aici, pe 11 februarie avem lună nouă, la 23 de grade pe energie de vărsător. Toată materia se mișcă cu energia lunii, amintindu-ne că suntem parte din ceva mult mai mare, un univers infinit. Luna are o influență puternică asupra corpurilor noastre spirituale pentru că este cel mai apropiat element astronomic de Pământ. Un mod prin care te poți conecta la energia lunii este reprezentat de ritualuri. Le aveți pe platforma Patreon de care vă spuneam la început de material. Energia mare a lunii noi accentuează trăsăturile vărsătorului în fiecare dintre noi, adică originalitatea, inventivitatea, ingeniozitatea, schimbarea, ritmul, viteza, dorința de cunoaștere, perspectiva, dedicarea și cooperarea. Luna nouă poate aduce oportunități pentru creșterea voastră prin relațiile cu cei din imediata apropiere, prin abilitățile voastre de comunicare, prin mintea voastră, prin studiile voastre, prin călătoriile scurte. Toate activitățile legate de transport, cumpărături, schimburi de informații cu rudele sunt energizate în acest moment de luna nouă. Puteți începe un nou curs. Cel mai mare noroc al vostru pare însă a venit din călătorii scurte de data asta dintr-un mediu nou. Fiți pregătiți pentru o propunere interesantă, pentru o afacere cu o persoană din mediul vostru zilnic. Mesajul divin al acestei luni noi are legătură și cu rudele voastre, cu frații, surorile, vecinii, călătoriile, școala, telefonul și veștile importante. Plantați-vă semințele dorințelor și scopurilor voastre spre viitor și așteptați ca Universul să vă dea semne de viață în realizarea acestora. Pe 12 februarie avem intrarea în noul an chinezesc sau anul bivolului de metal, cel care simbolizează multă muncă, determinare, seriozitate, responsabilitate, dar și construirea a ceva nou, pe planurile pe care le găsiți în casa voastră 3. Pe 14 este Valentine's Day, dar mai este și conjuncția dintre Mercur încă retrograd și Jupiter. Asta înseamnă că abilitățile voastre de negociere, de discuții pe afaceri, se măresc, dar se și îndreaptă spre un proiect mai vechi de una-două luni în urmă. Pentru că planeta Jupiter își aduce puterea de expandare, de extindere și vă arată înțelepciunea ce puteți să obțineți din niște învățăminte trecute. Asta poate fi pe teme sociale sau o cauză pe care voi susțineți, o prietenie, oricum ceva ce este important pentru voi. Pe 17 februarie
Avem prima dispută energetică dintre Saturn în casa 3 și Uranus în casa 6, prima de acest gen din cele 3 pe 2021. Planeta Saturn este denumită și planeta care înflorește târziu, tocmai pentru că tot ce este atins de influența acestei planete în horoscop tinde să-și îndeplinească potențialul adevărat numai după ani de luptă și de maturizare. Într-un fel sau altul, atât în bine cât și în rău, efectele complete ale lui Saturn se desfășoară foarte lent. Lupta dintre cele două planete înseamnă lupta pentru libertate și în timp ea duce la o dezvoltare puternică a cunoașterii de sine, o forță în transformarea noastră ca indivizi. Există o lecție importantă aici legată de valoarea lui Saturn, în ceea ce privește modul în care blocajele de pe planetă le creează forțe și devenim mai puternici în acest fel, sau cel puțin măcar ne putem limpezi perspectiva. Lecțiile și transformările au legătură cu domeniile casei 3, dar și 6, cea a muncii și a sănătății. Aici trebuie să fim atenți. Acum, voi veți fi puși sub tensiune în mod special de către Univers, tocmai ca să acționați, să vă mișcați și să nu cumva să vă împotriviți schimbărilor ce vor veni. Această bătălie între cele două energii o să vă scoată din pasivitate, din fixitatea de până acum, din ideile vechi pe care le-ați avut până acum, sau un sistem de valori învechit, care toate vă țineau cumva pe loc. Voi puteți face aceste schimbări prin mult tact, precizie, organizare și pas cu pas. Aveți grijă și la conexiunea dintre corp, minte și spirit, ca totul să fie în armonie cu rutina voastră zilnică. Fiți flexibili, adaptabili la schimbare, deoarece Universul lucrează spre binele nostru suprem. Pe 18 avem soarele care se mută pe energie de pești și aduce vitalitate și căldură în casa voastră 4, care este casa familiei. Așa că aici trebuie să vă concentrați voi energia, să aduceți vitalitate pe această zonă. De cămin, frați, surori, părinți. Pe 21, Mercur iese din retrogradare la 11 grade vărsător, pe casa voastră 3, casa comunicării. Așa că veți putea să începeți noi afaceri, să semnați noi contracte, să lansați ceva în gândurile voastre, în ideile voastre de viitor. Pe 25, Venus intră în energie de pești și se întâlnește cu soarele în casa 4. Este o mare armonie aici, o energie foarte frumoasă pe aria căminului, pe zona unde voi vă simțiți în siguranță. Sau poate înfrumusețați căminul, poate înfrumusețați corpul vostru. Cumva, vibrația voastră interioară trebuie să corespundă cu vibrația locului de muncă sau în care trăiți. Pe data de 27 avem lună plină pe energie de fecioară și aduce energie pe casa voastră 10. Și aici vorbim despre popularitate, admirația publicului, rolul vostru în a avea grijă de ceilalți, ambiția voastră, într-un cuvânt, succesul vostru. Luna plină este modul prin care Universul ne ajută pe fiecare în partea sa să manageriem schimbarea și dezvoltarea. Când este lună plină, adică în direcție opusă cu soarele, apare un conflict între soare și lună, între yin și yang. De aceea se spune că luna plină iluminează și scoate la suprafață adevărul suprem. După cum v-am mai spus, pe lună plină se nasc mai mulți bebeluși. Somnul se înrăutățește, păsările comunică diferit, rata criminalității crește și facem ritualuri. Ritualurile specifice le găsiți pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia. Tot pe lună plină ceva trebuie terminat, revizuit sau dus la îndeplinire. Așa că pe domeniile ce țin de casa 10, voi trebuie să faceți aceste schimbări cerute de către astre. Luna februarie se sfârșește cu Marea Trină de Pământ, adică Luna în Fecioară, Pluton Capricorn și Marte pe energie de Taur. Voi
va trebui să luați noi decizii, să trageți noi învățăminte și noi manifestări poate, dar care vor fi practice, stabile, calme și pe planul ce țin de materialitatea vieții voastre. Ele sunt considerate ca și oportunități de viață și de aceea voi trebui să luați din ele cele mai avantajoase părți, cu indicația să vă mișcați încet, precaut, dar sigur pe direcția înainte. Trina este de fapt ca un triunghi astrologic holistic, care aduce noroc pe calea vieții. Cuvintele cheie acum sunt armonie și noroc în rezolvarea unor lucruri cu mai multă ușurință decât de obicei. Universul vă ajută! Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.